O varietate de oferte educaționale au fost prezentate la Soroca în cadrul Zilei Învățământului Dual 2023. Tinerii participanți la eveniment au descoperit beneficiile învățământului dual și au participat la ateliere tematice de artă, copetărie, printare 3D, digitalizare și robotică. Eu reprezint Colegiul Politehnic din municipiul Băți cu o mulțime de profesii, ca electrocalculatoare, meteorologie și așa mai departe. Astăzi am venit cu o mașină care este conectată prin Bluetooth la telefon, un roboțel care singur îl programăm, un exemplu la deschiderea ușii, un controller de volți și un ceas electric. Sunt de la Centrul de Excelență în Energetic și Electronică, reprezint acest centru. Sunt elev la învățământul dual. În primul semestru am învățat, acum fac practica la Premier Energy. Eu cred că dualul are viitor. Avem mai multe aparate, luxmetru, multimetru, deja de la telecomunicație, routere. Avem și panouri fotovoltaice. Prezent compania Draxelmeier, învățământul dual. Deja sunt în cursul 2. Aceasta este electropneumatică. Ea ajută de a automatiza un proces. Adică schema chiar care astăzi am asamblat-o este un exemplu de automatizare. Pentru că fiecare uzină, fabrică tinde spre automatizare. Lor este mai rentabil să automatizeze un proces decât să, de exemplu, să achite un salariu la un om. Reprezentanții instituțiilor de învățământ profesional tehnic și agenții economici parteneri au venit cu oferte de studii și opțiuni de angajare pentru tineri. Reprezint instituția publică școala profesională numărul 3 din Bălți, care de asemenea, ca și o sumitenie de instituții, pregătește elevi în învățământul dual. La noi este specific, deci învățământul dual în domeniul industriei ușoare. Pregătim meseriaș în domeniul industriei ușoare, și anume cusitoreasă și reglor utilaje tehnologice. Astăzi am venit în coace pentru ca să reprezentăm și să aducem și noi un aport în orientarea în carieră, anume pentru ca viitorii absolvenți și poate alege o specialitate benefică sufletului și care să-i aducă și un venit pentru întreținere. Reprezentăm școala profesională Rezina și am venit la Ziua Învățământului Dual la Soroca și avem câteva masterclass-uri. Și iată, aici, la masă, sunt elevii care vor să-și facă câte o brățară și deja suntem în lucru. Le propun să vină la învățământul dual. Cea mai avantajoasă este că învață, muncește și câștigă. Reprezentăm Institutul Cercetări pentru Cultură, le dedicăm selecția. Noi am venit să prezentăm soiurile create de noi, care sunt multiplicate și realizate pâncând pe teritoriul Republicii Moldova. Avem niște ghiduri de agricultura ecologică, pentru a practica agricultura ecologică, fiindcă acum ecologia e viitorul nostru. Toată chimia să ne distrugă. Noi avem o colaborare cu școala profesională Glodeni, unde practicăm învățământul dual cu mecanizatori care fac la noi și practică și primește salariul. Acțiunea a fost organizată sub forma unei expoziții, ateliere informative și interactive pentru tineri, în scopul informării elevilor din clasele gimnaziale și liceale cu privire la oportunitățile și beneficiile acestei forme de învățământ. Scopul acestei zile a învățământului dual este ca să ajungem la urechea, dar și la conștiința elevilor absolvenți de liceu sau de gimnaziu să se testeze, deci și să aleagă meseriile din învățământul dual, deoarece pe practica multor state această formă de învățământ este una foarte favorabilă sectoarelor economice, având în vedere că elevii mai mult de 50% le petrec la companii, se învață pe utilaje moderne, deci sunt pregătiți imediat, chiar în timpul studiilor, dar și imediat după absolvire, pentru a se angaja în sectorul respectiv economic și a dezvolta sectorul, deci și întreaga țară. Învățământul profesional ajută tinerii să se pregătească pentru primul lor loc de muncă.
adulților le permite să dobândească noi competențe și să avanseze în carieră. Mă bucur faptul că astăzi mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova au dat curs invitației de a participa la acest eveniment inedit, pot să zic, pentru regiunea de nord, nemijlocită în Soroca. Soroca, noi tot timpul ne-am mândrit cu toate activitățile care se desfășoară aici. Noi, ca și instituții, Camera de Comerț și Industrie, suntem tot timpul alături de producătorii din regiunea dată, participăm la mai multe activități, începând cu misiuni economice, expoziții și nemijlocit acest eveniment sau ziua învățământului dual, după părerea mea, trebuie să o organizăm în fiecare localitate din Republica Moldova, așa ca tinerii, elevii din școli încă să se familiarizeze cu acele produse care sunt fabricate la noi în țară și profesii pot să îndeletnicească la școlile profesionale sau la colegiile din țara noastră, deoarece avem cu ce ne mândri și la noi în țară să nu plece tineretul din Republica Moldova. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Educației și Cercetării cu suportul Ministerului German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare și al Guvernului Elveției.